Criză, dar economiile nu sunt pentru toată lumea. La Consiliul Județean Arad au fost alocate 35.000 de euro pentru călătoriile cu avionul de anul viitor. O sumă dublă față de cea rezervată anul acesta pentru același lucru. Dar destinațiile sunt de top, iar speranțele pe măsură. Următoarea întâlnire care o să avem cu guvernatorul Flandrei de Vest. Este o regiune cu care noi suntem înfrățiți și dorim să stabilim relații pentru a întări relațiile economice. Este doar una dintre destinațiile de top în care va ajunge președintele Consiliului Județean Arad. În total, 320 de bilete pentru el și colegii lui vor fi rezervate pentru următoarele 14 luni. Destinațiile alese sunt orientative. De exemplu, pe listă se află și provincia Hainan, o provincie din Republica Chineză cu care Consiliul Județean este înfrățit, dar și alte capitale importante din Europa, dar și destinații din țară, cum ar fi București sau Constanța. Deocamdată nu se știe frecvența cu care oficialii Consiliului Județean vor efectua aceste transporturi. Cert este că achiziționarea biletelor este o prioritate pentru consilieri. Licitația va fi chiar la începutul lunii octombrie. Achiziția de bilete de avion este o necesitate în perioada următoare, la care nu știm la ce deplasări să ne așteptăm. Oamenii de rând știu însă la ce se așteaptă. Foarte mare sumă. Deci cum e austeritatea țara asta? Dacă se ajunge la o prosperitate a localității noastre și se vin cu niște proiecte concrete, sunt benefice, dacă numai se risipesc banii. Firma care va câștiga licitația va trebui să asigure maximum 320 de bilete pentru 35.000 de euro.